Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, locuitorii municipiului Chișinău! Stimați reprezentanți a Mass Media, vreau să vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre. Astăzi ne-am adunat și v-am invitat să vorbim despre o altă problemă, cred că una din cele mai stringente cu care se confruntă municipiul Chișinău, și anume gestionarea fondului locativ. Invitația noastră are la bază prezentarea viziunii noastre de gestionare a fondului locativ, de gestionare a blocurilor locative și totodată a zonelor adiacente blocurilor locative. Vreau să menționez, problema gestionării fondului locativ a fost abandonată de toate administrațiile municipiului Chișinău în ultimii 30 de ani. Suntem aici, în curtea din Piața Unirii Principatelor, una din cele mai mari curți de blocuri locative din Chișinău, cu câteva sute de apartamente. Nu cred că imaginile video pot reda realitatea care o avem aici. Fațadele blocurilor locative sunt într-o stare fără de stare. Rețelele inginerești cunosc foarte bine, de mult și-au depășit termenul de exploatare. Starea lifturilor este cea care o puteți vedea și dumneavoastră. Asta e realitatea, cu regret, în care locuiesc o mare parte din locatarii municipiului Chișinău. Tocmai de asta venim în această campanie electorală cu un program exact pe un termen de 4 ani care să vină să îmbunătățească starea lucrurilor în ce ține gestionarea fondului locativ. Dragii mei, capitala, Chișinăul, trebuie schimbat la față. Eu și echipa mea avem un plan de reabilitare a întregului fond locativ care prevede modernizarea fațadelor, termoizolarea tuturor blocurilor, reabilitarea scărilor și a rețelelor inginerești, înlocuirea lifturilor, amenajarea locurilor de parcare și a terenurilor adiacente, a terenurilor de sport, a terenurilor de joacă, precum și reparația tuturor drumurilor de acces în curți. Una din acțiunile imediate pe care le vom întreprinde odată ce vom ajunge în fruntea municipiului Chișinău va fi lansarea și aprobarea unui proiect de regenerare urbană care să includă toate aspectele la care m-am referit. De asemenea, acest plan de regenerare urbană va cuprinde curțile și blocurile locative care vor fi reabilitate în perioade exacte, astfel ca, după 4 ani de zile, să cuprindem întregul municipiu Chișinău. Prieteni, cum știți foarte bine, atât timp cât am fost pretor a sectorului Buicani, timp de 3 ani, am văzut adevăratul management, în ghilimele, ce ține de gestionarea fondului locativ. După care am mers și am făcut administrație în sectorul 4 a municipiului București. Primarul PSD e Daniel Băluță, unul din cei mai performanți primari ai României, și pot să fac anumite comparații. O să vă dau un exemplu. Doar pe parcursul anului 2022, primăria sectorului 4 a reabilitat 200 de blocuri. Alte 200 de blocuri au intrat în lucrări la sfârșitul anului trecut și au fost finalizate deja în această vară. Adică, în termen de un an, au fost reabilitate 400 de blocuri de locuință. Per total, o primărie de sector pentru reabilitarea fondului locativ a alocat peste 250 milioane euro. Am fost întrebat zilele trecute de ce primăria ar trebui să vină să repare, să reabiliteze blocurile de locuință. Ori, apartamentele aparțin proprietarilor. Vă zic, dragii mei, primăria are obligația de a asigura
buna gestionare și întreținere a întregului fond locativ. Termoizolarea blocurilor locative înseamnă eficiență energetică. Un bloc locativ reabilitat termic asigură o economie la factură de 30%. E un calcul care l-au făcut marile orașe. Noi doar trebuie să preluăm această experiență. Cunosc, nu din auzite, cum stau lucrurile la modul real în Chișinău. Vreau să vă zic un lucru. În Chișinău, în ultimii 4 ani de zile, nu a fost reabilitat termic nici un bloc locativ. Nici unul! Zero! Prin urmare, avem o stare care o avem. Blocuri urâte care nu fac decât să înrăutățească aspectul arhitectural al orașului, dar și nu asigură confortul necesar locuitorilor acestor blocuri. În total, pentru reabilitarea fondului locativ, vom aloca anual 1 miliard de lei. Vă dau asigurări că știu cum să facem rost de acești bani pentru a rezolva această problemă pe care, pe bunele, o considerăm o prioritate. Am suficientă experiență și expertiză și am asigurări, inclusiv de la partenerii din România, că se vor implica în acest proces. Tot în acest context, vreau să menționez că, odată cu lansarea acestui program de municipal de regenerare urbană, vom lansa, în paralel, actualizarea planului urbanistic general, care va prevede extinderea fondului locativ spre suburbii. În același timp, voi încerca să găsesc un consens larg cu companiile imobiliare, cu dezvoltatorii imobiliari, ori administrația locală trebuie să asigure un climat normal, să le oferim o claritate și o posibilitate să-și dezvolte afacerile, dar totodată să dezvolte Chișinăul conform unor reguli clare, care să îi avantajeze pe ei din punct de vedere economic, dar și să nu afecteze interesele locuitorilor municipiului Chișinău. Un alt aspect foarte important ce ține gestionarea fondului locativ este reorganizarea sistemului de gestionare a fondului locativ. Vreau să se mențină și să rețină. La ora actuală, în Chișinău, avem 23 de întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ. 23! De numărul acesta, 22 de întreprinderi, deja de 7 ani, sunt în insolvență, în faliment. Cum putem vorbi de eficiență și solicita eficiență unor întreprinderi care sunt în faliment? Plus avem asociațiile de locatari, plus avem blocuri departamentale gestionate încă de administratori desemnați de ani de zile de întreprinderile care au avut în gestiune aceste blocuri, cum este Bunăoară și blocul din Piața Unirii 1. Respectiv, voi propune crearea, constituirea unei singure întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ. O întreprindere eficientă, cu sarcini foarte clare, cu responsabilități foarte clare și de la care oamenii să știe ce să solicite. Se întâmplă un lucru foarte straniu. De multe ori, în unele întreprinderi, avem mai mulți conducători decât muncitori. Pe când ar trebui în mod normal să fie exact invers. La fel, nu există o reglementare clară în ce țin
în ce ține colaborarea între autoritățile locale și asociațiile de gestionare a fondului locativ, asociațiile de proprietari. Primăria trebuie să fie partenerul cel mai de încredere a asociațiilor de gestionare a fondului locativ. Primăria trebuie să vină cu proiecte concrete, iar asociațiile doar să implementeze aceste proiecte. Prin urmare, după reorganizarea sistemului de gestionare a fondului locativ, vom avea o întreprindere municipală de gestionare a fondului locativ, vom avea asociațiile de proprietari și trei, la nivelul fiecărui sector, vom avea câte o întreprindere municipală, prestări, servicii locative, care va asigura urgențele ce țin de intervenția la avarii și gestionarea rețelelor inginerești. Asta e viziunea noastră. Sunt sigur și dumneavoastră sunteți de acord că Chișinăul nu poate continua în formula actuală, iar pentru a avea eficiență trebuie să investim destul de mult, trebuie să identificăm bani din resurse extra-bugetare, resurse de la parteneri și totodată trebuie să atragem investiții pentru a dezvolta fondul locativ. Să se rețină un lucru. La ora actuală, pe mecanismul de finanțare a Uniunii Europene, cele mai accesibile fonduri sunt pentru regenerare urbană și reziliență. Exact fonduri care pot fi atrase pentru reabilitarea fondului locativ. Doar că pentru asta trebuie să atragem specialiști în atragere de investiții și, doi, să avem unități cu capacități de a gestiona aceste fonduri. Aceasta este viziunea noastră pentru gestionarea fondului locativ. Vreau să fac o recapitulare. În 4 ani de zile vom reabilita termic clădirile vechi din Chișinău, vom schimba lifturile, rețelele inginerești și vom amenaja zonele adiacente. Dragii mei, vă mulțumesc de atenție și vă asigur că în 4 ani de zile Chișinăul poate fi schimbat la față pentru a avea un oraș frumos și curți bine amenajate. Vă mulțumesc!